Bine ați venit la etalarea pentru balanță. Oh, deja vorbim de voi și avem regele de săbii, deci cu siguranță veți lua aici o decizie. Etalarea este pentru... Prima etalare este a voastră, deci este pentru tine și persoana cealaltă. Cea de-a doua etalare a fi a persoanei la care vă gândiți, poate fi cineva nou sau cineva care este deja în viața voastră. Și haideți să vedem ce avem pentru voi. Și pentru că am avut o mulțime de întrebări, mă puteți găsi pe site. Toate informațiile le aveți în descrierea videoclipului pentru etalări personale. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Carul. Wow. Șapte de monede și echilibru. Cartea Săgetătorului, dar și Arhanghelul Mihail, iar aici aveți un șase de bâte. Deci, cu alte cuvinte, o dorință manifestată, o dorință manifestată, pur și simplu vă schimbă destinul. Iar aici vă aduce victorie. Vedeți? 5 de bâte. Ceva se întâmplă în viața voastră, veți schimba, poate veți avea, de fapt, o discuție cu cineva, posibil partener. Și în urma acestei discuții, faptul că voi dăruiți mai mult decât ceilalți sau celălalt, cealaltă, cinciul acesta de bâte, veți câștiga în atitudine, dar în același timp am senzația că se înfiripă dorința voastră, de fapt. Ceea ce voi vă doriți cu adevărat abia acum se manifestă. Și îmi pică soarele și împăratul. Cred că ceva care vă împiedică, dar soarele aici este de fapt o energie bună și asta înseamnă că aveți de-a face cu cineva dintr-o altă viață sau trebuia să încheiați ceva. Iar pentru mulți dintre voi, de fapt, soarele și cartea voastră propriu-zisă este șeful din voi. Poate întreprindeți ceva. Carul, 10 de cupe, fericire. Îți place confortul, îți place să te simți bine acasă. Marea preoteasă, ții în secret ceea ce vrei, iar aici 2 de cupe. Îți schimbă destinul. 10 de monede. Wow! Deci, efectiv, nu poți să explici decât prin imaginea pe care o vezi. Zecele acesta de monede îți impune, de fapt, să fii în fața celorlalți. Pentru că asta este victoria, șase de bâte. Este, haideți să zicem, recunoașterea. Ceea ce faceți și sunteți recunoscuți. Aveți deja 2 de 10, oameni buni, și soarele. Și 2 de cupe. Deci, vi se promite totul atunci când și voi acceptați să luați atitudine în viața voastră. Chiar dacă sunteți un pic mai dur cu ceilalți. Cealaltă persoană. Asul de cupe poate fi o nouă iubire sau poate fi ceva nou în familia voastră, poate deveniți un trio. 4 de monede stagnează în ceva. Cinciul acesta de săbii. Da, vedeți, este un trio pentru că aveți un bebeluș. Cei care nu este cazul înseamnă că voi, cealaltă persoană, vă dă pur și simplu ideea, o idee creativă, ceva frumos la care voi poate v-ați gândit, dar nu ați pus-o în aplicare. Și în momentul în care discutați ceva, voi de fapt prindeți ideea de ce
ați fi vrut să faceți. Și acel ceva va aduce de fapt o eliberare, pentru că persoana respectivă de fapt vă ajută să găsiți ideea respectivă. Și atunci îți schimbă destinul. Vedeți, 3 de monede. Persoana respectivă știe să facă echipă cu voi. Vreau să o clarific. Aici este un 4 de cupe. Poate o discuție între voi. 4-ul acesta de monede, de ce îl am? Va fi o veste foarte rapidă acolo unde ei sunt stagnați. De fapt, ideea pe care vă vor da imediat, lucrurile încep să meargă. 5 de spade, 5 de monede. Persoana respectivă îi este teamă să nu pierdeți, să zicem, în acea afacere, dar vă va ajuta enorm, pentru că cel care trage mai tare va fi partenerul, partenera. Sincer, adică balanța nu se ducă niciodată o roabă. Balanța este foarte bună să prezică să fie liderul respectiv. Și voi știți asta. Iar aici va fi un pic de alergătură. Nebunul și oportunitatea care vine, dar posibil pentru unii dintre voi este succesul, este o călătorie în exterior, sau poate chiar căsătorie, pentru că aveți 4 de ute. Lumea aici este, de fapt, o călătorie în exterior, dar atunci când am de-a face și cu luna, luna întotdeauna reprezintă burtica. Deci, pentru unii dintre voi, faptul că am o mulțime de comentarii, nu mi se potrivește sau avem altă vârstă, pentru fiecare în parte este total diferit. Poate fi ceva la care voi v-ați împlinit, poate fi ideea la care voi veți merge. Ideea de copil poate fi de fapt proiectul vostru. Deci gândiți-vă bine ce veți face, pentru că doiul acesta de cupe poate fi o afacere cu cineva, uniunea a două persoane în acea afacere, și de obicei aduce, mai ales pentru voi, pentru că voi știți cum să-i alegeți, va aduce finanțe, poate chiar mai mult decât vă așteptați. Și pentru că aveți de 2 ori 6 la acesta de bute, aici este judecata, a venit în sfârșit momentul vostru. Câștigați. Haideți să vedem persoana cealaltă. Dar cu siguranță este ceva extraordinar aici și chiar aștept mesajele voastre. Să știți că uneori nu am timp să le văd pe toate, dar chiar dacă nu-mi pun inimioare, dar mă uit pe mesaje, pentru că de foarte, foarte multe ori ceea ce cereți voi îmi aduce idei frumoase de a merge pe astrovedic. Informații despre planete, tot felul de lucruri care din ceva ne dă o idee. Haideți să vedem cealaltă persoană. Ce vrea să ne spună cealaltă persoană? Este 6 de cupe, ceva dintr-o viață anterioară, cavalerul de monede și 2 de cupe. Cealaltă persoană este un suflet pereche. Parcă este teamă să revină în viața voastră sau este teamă să facă o uniune cu voi. Pentru cei care își doresc un partener, deja ați cunoscut partenerul respectiv, este exact ceea ce vă trebuie. Partenerul încearcă să lucreze, să-i zicem, cu voi, pentru că nimeni nu poate să înțeleagă pe nimeni în totalitate. Fiecare avem aturile noastre și imperfecțiunile noastre. Iar noul acesta de spade, de fapt, este energia lor de n-aș spune
Ar vrea să spun că nu este ceva rău, dar în același timp parcă le dați insomnii, parcă nu ar crede că voi sunteți capabil să le spuneți un da sau să fiți partenerii lor. Nu știu dacă m-am explicat exact, dar asta văd aici. Parcă le este teamă că s-au îndrăgostit și nu vor avea un răspuns pozitiv din partea voastră sau vă feriți de niște responsabilități. Și posibil pentru unii dintre voi să fie chiar prezența copilului. Deci, persoana cealaltă, 6 de cupe și magicianul, printr-o magie se întâmplă ceva. Turnul este ceva neașteptat pentru ei, mai bine mai târziu decât niciodată. 9 de cupe este ceea ce și-au dorit. 9 și cu 2, 11 și vă arată exact același număr aici. Nu este 11, este 2, dar vreau să spun echilibru și cele două paralele. Pajul de săbii. Ei încearcă să afle mai multe. Dacă sunteți disponibili, pentru că aveți și pajul de bâte. Deci persoana respectivă încearcă să aibă noi începuturi cu voi. Voi v-ați îndrăgostit, e bine. 9 de săbii. Doamne, mă chinuiam să-l explic aici și voi sunteți același. Deci insomniile sunt atât de o parte cât și de cealaltă. N-aș spune că mă bucură, dar mă bucură ideea iubirii, a dragostei. O țineți ascuns, dar este un nou început cu siguranță. Vă schimbați destinul, aveți unul, doi, trei pași. Și o veste frumoasă pe care voi ați așteptat-o de mult, oricare ar fi ea. Pentru unii poate fi o călătorie cu avionul, pentru alții poate fi o veste pe care au așteptat-o. O nouă iubire, copilărie. 3 de monede sau poate chiar un proiect pe care voi îl doreați, acea dorință de a avea. Deci, încă o dată, pentru unii dintre voi poate fi un copil, pentru alții copilul acela poate fi, de fapt, proiectul vostru. Ceea ce voi doriți cu adevărat să realizați. Haideți să vedem din oracolul iubirii ce aveți. Dar am senzația că este ceva neașteptat aici. Chiar țineți-mă la curent. Pentru că e o surpriză, ceva la care nu v-ați așteptat. Este ca și cum ți-ai pune o dorință. Și apropo de lucrul acesta, chiar o să vă pun acest lucru în filmarea cu Venus. Este ca și cum îți dorești ceva și în toate dimensiunile, în momentul în care realizezi că acel lucru devine realitate, dacă tu îți dorești cu adevărat, se manifestă. Romantic feeling, deci vă îndrăgostiți, începeți să vă știți unul pe celălalt, poate pentru unii dintre voi copilul sau animalul de casă ar însemna ceva care poate atât pe unul cât și pe celălalt vă face probleme, în gândire, bineînțeles, nu în mod natural. Posibil unul din voi să fie total diferit de cultura pe care o aveți și este sufletul pereche și atracția banilor. Doamne, balanțelor, pe cuvânt, este timpul vostru. Deci, nu vă uitați dacă este altă religie, dacă atracția respectivă este lecția voastră de viață, este cineva care, pe care ați dorit. Am să vă învăț cum să vă atrageți sufletul pereche cu Venus.
Doamne, cât de frumos e. Mergem mai departe. La revedere, numai bine. Vă aștept pentru etalări personale pe site. Numai bine.